Audierea Roxanei Mânzatu s-a terminat în urmă cu puțin timp. Propunerea țării noastre pentru funcția de comisar european a răspuns întrebărilor adresate de colegii din comisiile de specialitate. Ea a fost însă nevoită să dea explicații nu doar despre drepturile angajaților, vârsta de pensionare și despre programul Erasmus, ci și despre extinderea ilegală a casei sale din Brașov, aflată în centrul unei controverse în țară. Colega mea, Andra Miron Diaconescu, se află la Bruxelles și se alătură chiar acum cu toate informațiile. Andra, bun găsit! A încheiat audierea Roxanei Mânzatu, posibil audiere pentru vicepreședinte al Comisiei Europene. Un portofoliu extrem de important pentru România, în condițiile în care ne uităm astăzi la cât de multă amploare a avut discuția și cât de mulți oameni au fost în sală să o urmărească și să-i pună întrebări Roxanei Mânzatu. Mai bine de 3 ore de discuții și o ascultam mai devreme, am avut o discuție și anterior, despre examenul vieții dumneaei, pe care vom vedea dacă îl trece. Bună ziua! Bună seara! Da. Bună seara! Eu sper care că a fost cea mai grea întrebare? Întrebarea despre casă. Este o audiere în care, evident, candidații sunt evaluați și din perspectiva cunoașterii portofoliului, locuri de muncă, educație, pregătire pentru situații de criză, drepturi sociale, și am fost întrebată de vreo 50 de eurodeputați pe această temă, dar am avut și o întrebare legată de situația mea locativă în România, pentru că este o temă în mass media. Hai să lămurim această poveste cu casa. Eu am văzut modul în care a pus întrebarea europarlamentarul PPE, spunând că dumneavoastră vă veți ocupa inclusiv de cultură, de patrimoniu. Vreau să schimb eu perspectiva. Mi se pare frustrant ca cetățean al României și ca jurnalist, ca de mai bine de 2 săptămâni, în loc să vorbim despre importanța portofoliului dumneavoastră pentru România și pentru Uniunea Europeană, să ne tot învârtim în jurul acestei povești a casei. Și aș vrea să o lămurim. Ați avut o extindere a casei. Ați făcut-o întrebând pe cineva de la Ministerul Culturii înainte să faceți extinderea sau nu? Am avut extinderea casei în care m-am născut, o casă de 60 de metri pătrați, închiriată de la stat, în care părinții mei locuiau din anii 70. Am extins-o după ce am obținut de la Ministerul Culturii un document pe care l-am și acum, în care scrie foarte clar că nu este monument istoric, dar noi știam faptic că nu este monument istoric. Mama mea are 90 de ani, ea este la acea adresă de când clădirea a fost amenajată. Asta este situația, este o locuință de 60 de metri pătrați în care nu am avut apă caldă până în 2003. Eu am dormit cu mama mea până la 17 ani în aceeași cameră, în același pat, pentru că real statul nu ne-a oferit soluții de încălzire pentru una dintre camere. Ploua prin acoperiș. Noi am încercat să o cumpărăm din 1996, când trăia tatăl meu, de altfel, repetate solicitări, tocmai ca să-i facem îmbunătățiri, pentru că statul nu făcea aceste îmbunătățiri, nu am avut niciun tip de soluție. Am reușit, după ce m-am căsătorit eu, am rămas în această casă, în 2009 să achiziționăm. Asta este situația ei, dar ea nu a fost niciodată monument istoric, însă am și documentele care dovedesc și atestă ceea ce noi știm acolo în curte, că este o curte colectivă, stăm cu alte 7 familii, că nu este un monument istoric. Eu am în acest moment în față documentul pe care dumneavoastră l-ați primit din partea Ministerului Culturii și în care se specifică faptul că, deși corpul asupra căruia s-a intervenit a fost identificat ca nefăcând parte din monumentul istoric, deci instituția obligă obținerea vizului Ministerului Culturii, având în vedere încadrarea sa în ansamblul urban, conform prevederilor articolului 3, adică erați într-o zonă de patrimoniu și trebuia să cereți aviz. Nu am știut asta. Noi am avut un document de la Ministerul Culturii, de la Direcția de Cultură, care ne-a spus așa în 2011. Imobilul nu are valență de monument istoric, nu aparține de numărul 116, aveți intrare pe la 114, de acolo v-ați dezmembrat, nu va fi inclus în următoarea listă a monumentelor istorice când se va actualiza. Nu ni s-a spus că noi trebuie să mai facem vreun demers sau să așteptăm orice alt tip de document. Am înțeles din acea adresă semnată că e oficial, clădirea este recunoscută ca nefiind monument istoric și s-a și spus acolo că este o erată materială. Din acest motiv, evident că noi n-am acționat cu deplină, eu știu, atenție în ceea ce privește extinderea. Dar există o procedură pe care noi o vom urma pentru a obține toate avizele necesare. Este totul legal, se poate soluționa. Asta este deci, atunci, ați fost într-o situație absurdă.
ați primit informații contradictorii din ceea ce spuneți din partea instituțiilor statului, totuși noi tot... Noi am știut, de 13 ani noi am crezut că această hârtie primită în 2011 este adevărul. Noi am aflat că Ministerul consideră că nu este monument acum câteva zile. Noi am avut documente oficiale care, de acum 13 ani, pe care le-am crezut. Ca orice cetățean, dacă primește Și tot acest minister spune în continuare că totuși aceea este o zonă de patrimoniu și ar trebui să aveți acest aviz. Recunoaștem asta și acesta este aspectul pe care trebuie să-l rezolvăm. Sunt de acord, ei consideră tot ce... Ce faceți mai departe? Se ocupă soțul meu de documente, este în contact cu arhitecții, cu specialiștii. Ce se va decide, se va face în termen de documentație, de orice, ca să fie totul rezolvat și din perspectiva acestui aviz. Este un corp de clădire înconjurat de alte curți și de fabrica de ciocolată Cibo Brașov. Nu este în zona de fațadă. Sunt convinsă că toate demersurile se vor finaliza cu bine. Bun, deci va trebui să intrați în legalitate cu povestea aceasta. 2. Haideți să discutăm despre portofoliul pe care dumneavoastră îl vizați, pentru care a fost propusă de România și pentru care ați dat examenul astăzi. Sunt trei priorități extrem de importante pe care le-am văzut la dumneavoastră. 1. Echitatea locurilor de muncă. 2. Mobilitate din punct de vedere al forței de muncă și al recunoașterii diplomelor și al standardelor academice din punct de vedere al educației. Și 3. Investiții în oameni. Am văzut un răspuns din partea dumneavoastră foarte ferm în momentul în care s-a discutat despre bugete pentru apărare sau bugete pentru oameni și spuneți-mi dumneavoastră, facem o diferență între ele sau nu? Nu pot să concureze cele două priorități. Le-am și spus. Chiar dacă ne gândim să alocăm resurse suplimentare pentru apărare, în același timp va trebui să avem resurse și pentru drepturile sociale și locurile de muncă, pentru că soliditatea politică a Uniunii Europene, stabilitatea socială, democratică în societăți, depinde de nivelul de trai al oamenilor, de salariu pe care îl câștigă, de protecția socială pe care o au. Și atunci le-am spus eurodeputaților că rolul nostru este să găsim toate resursele așa încât să investim suplimentar și în securitate, dar și în ceea ce înseamnă calitatea vieții și salariile și locurile de muncă pe care oamenii le au în Europa. Noi asistăm în Europa la o creștere a sărăciei. Am fost mereu mândri că modelul european, spre deosebire de modelul american, este unul bazat pe mai multă echitate, pe mai multă egalitate. Nu vedem acele discrepanțe bogat-sărași pe care le vedem în Statele Unite și e important să păstrăm acest model. Ca să-l păstrăm, trebuie să investim și i-am asigurat pe colegii deputați că lupta mea va fi și în această direcție. Aș vrea să vă pun câteva întrebări concrete, pentru că până la urmă oamenii asta așteaptă și de la dumneavoastră, de la comisari, vicepreședinte, iată, viitor al Comisiei Europene. Se schimbă vârsta de pensionare ca directivă din partea Uniunii Europene? Veți susține o schimbare a abordării în ceea ce privește vârsta de pensionare? Nu avem o astfel de discuție pe masă. Maniera în care Uniunea Europeană privește sistemele de pensii din statele membre este din perspectiva sustenabilității financiare. Aceste sisteme de pensii înseamnă investiții. Întreb, pentru că Europa îmbătrânește, Emmanuel Macron a avut lupte de stradă la Paris din cauza că a vorbit despre această propunere. Da, dar trebuie să ținem cont de competențele statelor membre. În această zonă, statele membre sunt cele care decid cu privire la politicile lor. Evident că noi ne uităm, dar în sens de recomandare și ghidaj, să spunem, către statele membre, ne uităm la modul în care pe piața muncii putem să avem mai multă forță de muncă și cum facem să acoperim industriile, sectoarele unde ne lipsesc oameni, dar nu există o discuție și nici nu poate fi pornită o directivă de la nivel european cu privire la vârsta limită de pensionare. Ați văzut ce tip de legislație putem emite. O directivă privind salariile minime adecvate și nici acolo n-am venit și am spus statului membru cât să dea salariul minim. Am venit cu niște formule, opțiuni alternative. Dar e prima oară când e o standardizare în acest sens. Este un tip de abord. Directivele asta fac. Ele stabilesc standarde minime și este important să recunoaștem că avem nevoie de aceste standarde minime la nivel european. Ele opresc până la urmă și această migrație a forței de muncă dintr-o țară în alta și cu astfel de instrumente putem opera, nu cu impunerea printr-un regulament, cum ar fi, cum am putea spune, a unei vârste sau a unui element foarte fix. Săptămână de 4 zile de lucru?
Am discutat astăzi despre săptămână de 6 zile, săptămână de 4 zile. Noi avem legislație directivă privind durata de muncă. Această durată de muncă în România este transpusă prin codul muncii. Evident că ne putem adapta. Modul în care lucrăm se schimbă, hibrid, telework, mai puține, mai multe zile, ne vom adapta. Dar este o muncă care este înaintea noastră și deocamdată nu am anunțat eu astfel de breaking news-uri, în niciun caz. Și ultima întrebare, creșterea accesului pentru Erasmus. Da, Erasmus este programul pe care îl gestionez, un program de 26 de miliarde de euro pe care vreau să îl întărim, vreau să fie mai mulți participanți din învățământul profesional și tehnic, vreau să avem la Erasmus posibilitatea de a susține mai bine studenții și elevii din care au situație materială precară. Eu însă nu am putut să particip la Erasmus. Bănuții aceia mie nu mi-ajungeau ca să-mi plătesc ce-mi trebuia ca să merg într-o mobilitate. Și avem nevoie de resurse financiare suplimentare. Să știți că și pentru partea asta de pregătire pentru situații de criză am vorbit despre Corpul European de Solidaritate, un program prin care tinerii fac voluntariat și până la urmă își învață așa, aceste abilități de a munci în comunitate, de a fi implicați și vom susține și dezvoltarea acestui program. Una peste alta, toată lumea a vrut să știe cum va arăta viitorul buget financiar multianual după 2027. Pentru că de la anul se va lucra la acest buget și lumea vrea să știe câți bani alocăm pe fiecare program. Și evident că le-am spus, înainte de a spune despre sume, haide să vedem ce ne dorim de la Erasmus, de la politica de coeziune, de la tranziția aceasta către o economie mai nepoluantă, după care discutăm și despre resurse, surse de finanțare și resurse alocate. Vă mulțumesc foarte mult, doamna viitor vicepreședinte al Comisiei Europene. Ne vom vedea în urma votului. Mult succes! Mulțumesc! Da, am ascultat-o pe Roxana Mânzatu mai devreme, vorbind despre prioritățile pe care le are în, iată, noul mandat, primul mandat de vicepreședinte european pentru România, dacă ea va fi alegerea Ursulei von der Leyen, în urma, bineînțeles, votului pe care îl așteptăm din partea reprezentanților Parlamentului European, care au supus-o pe Roxana Mânzatu astăzi la un tir de întrebări de mai bine de 3 ore. Am încercat să lămurim și povestea aceasta a casei de la Brașov, care a fost extinsă și până la urmă, cred că oricum se va termina această poveste, discuția despre transparența instituțiilor, despre informațiile pe care le au cetățenii, despre modul în care sunt transmise informațiile din partea birocraților către oamenii de rând, face un mare pariu atât pentru autoritățile române, cât și pentru poate cele europene. Ne-am vorbit astăzi toată ziua despre ceea ce se va întâmpla mai departe în cadrul executivului european și în cadrul Parlamentului European, o comisie cu o cu totul nouă față și o comisie europeană care se va baza foarte mult pe interconectivitate, în sensul că un ministru nu va putea să facă independent de alt ministru un proiect sau un program. Ceea ce e important de menționat, iar asta va duce până la urmă și la o centralizare în mâna Ursulei von der Leyen. Dar cum se va transpune asta în cadrul țărilor? Cum se va transpune asta pentru fiecare om în parte și pentru fiecare gospodărie? Și dacă vedem o rezistență, așa cum am văzut probabil și în povestea aceasta a Roxanei Mânzatu, din partea țărilor de implementare sau de conlucrare sau de dialog, probabil că progresul sau dezvoltarea vor veni mai repede, mai greu decât s-ar putea. E o discuție în continuare. Sunt Andra Miron Diaconescu, sunt aici în Parlamentul European. Am urmărit astăzi mai multe audieri pentru comisarii europeni și rămânem în legătură. Ne vom uita și în această seară, vom vorbi cu europarlamentarul PPE, Gheorghe Falcă, despre bugete și despre modul în care se dezvoltă, iată, într-o nouă perspectivă, Comisia Europeană, Uniunea Europeană, pentru că până la urmă este vorba despre fiecare dintre noi și despre aceste decizii care poate se iau aici între acești pereți foarte, foarte birocratici, dar care până la urmă au consecințe pentru viața fiecăruia dintre noi.